În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preasfântă Treime, îți jertfim calea Sfintei Cruci, ca să cinstim și să lăudăm maestatea Ta, să-ți mulțumim pentru marele har al mântuirii pe care ne l-ai oferit prin suferințele Fiului Tău și să aducem ispășire pentru păcatele noastre și pentru sufletele din purgator. Iisuse, Tu ai îndurat moartea pe cruce pentru mântuirea noastră. Te rugăm, trezește în inimile noastre o adevărată căință pentru păcatele săvârșite și dă-ne o încredere nestrămutată în meritele Tale. Fă să Te urmăm pe calea stropită cu sângele Tău, în așa fel încât să ajungem la fericirea veșnică. Amin. Act de căință. Dumnezeul meu. Și atât de bun, pentru aceasta mă hotărăsc, cu ajutorul harului Tău, să nu mai păcătuiesc și să fug de orice prilej de păcat. Amin. Hristos, eu sunt la moarte, căci oamenii l-au acuzat. Și Pilat știa prea bine că Domnul e nevinovat. Prima stațiune. Iisus este condamnat la moarte. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus este hotărât să sufere chinurile nedrepte la care îl osândește Pilat. N-a greșit nimic, doar a iubit. Creatura sa îl condamnă. Iisus tace, se supune voinței oamenilor pentru ca să împlinească voința Tatălui. Doamne Dumnezeul meu, osândit pe nedrept la moarte, Te rog să-mi dai și mie putere să rapt cu blândețe când mi se face vreo nedreptate, ca astfel să fiu asemenea Ție. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a doua, Iisus ia crucea pe umeri. Ne închinăm Ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin Sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus îmbrățișează crucea, o ia pe omerii Săi și o duce cu resemnare. Astfel, El face dintr-un lemn aspru un steag al victoriei, un instrument al mântuirii. Iisuse, Mântuitorul meu, Tu ai purtat cu resemnare crucea pe care apăsau păcatele mele. Fă ca și eu să port fără plângeri crucea datoriilor mele zilnice și să sufăr cu răbdare toate neplăcerile care mi ies în cale. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Iisus, rătuia boară cade, puterile l-au părăsit, prea mare povara cruce, dar nu se lasă bijuit. Stațiunea a treia. Iisus cade pentru întâia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus cade sub greutatea crucii, dar, gândindu-se la mântuirea mea, se scoală fără șovăire și își urmează calea spre Golgota. Chiar dacă nu mai poate, chiar dacă i-a curs sângele, chiar dacă este sub loviturile soldaților, el se ridică și merge mai departe. O, Iisuse, Mântuitorul meu, la prima ta cădere sub povara crucii, îmi amintesc și eu de primele mele căderi în păcat. Doamne, prin meritele suferințelor tale, te rog, iartă păcatele mele. Ca și tine, vreau să mă scol cu mai multă hotărâre și să te urmez cu mai multă dragoste pe calea credinței. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a patra. Iisus o întâlnește pe Maica Sa îndurerată. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Preasfânta Fecioară îl însoțește pe Fiul ei iubit în toate suferințele sale. Mereu este cu ochii asupra Lui, mereu suferă pentru orice mișcare, pentru orice lovitură și pentru orice cădere. Ea este și mama mea și mă însoțește pe calea vieții. O, Iisuse, Mântuitorul meu, pentru durerile pe care le-ai simțit când te-ai întâlnit pe drumul Calvarului cu mama ta preasfântă, te rog, dă-mi iubirea cea mai curată și devotată față de ea. Și eu sunt fiul ei și vreau să o cinstesc tot timpul vieții mele. Maică îndurerată, roagă-te pentru mine. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. În silă, Simon din Cirene, îi duce crucea lui Iisus. Dar când cunoaște cine-i Domnul, devine ucenic. Stațiunea a cincea. Simon din Cirene îl ajută pe Iisus să-și ducă crucea. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Nu de bună voie, dar silit, îl ajută Simon din Cirene pe Iisus să-și ducă crucea. Însă, când atinge crucea, el cunoaște cine este Iisus și din acel moment va duce cu bucurie povara crucii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu care i-ai deschis ochii lui Simon din Cirene,
deschide și ochii sufletului meu, ca să cunosc voința Ta în greutățile pe care le întâmpin și, ajutat fiind de Tine, să le port cu răbdare. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstigniți pe cruce! Stațiunea a șasea. Veronica șterge fața lui Iisus cu o mahramă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își întipărește fața plină de sudoare, praf și sânge pe pânza ce îi întinde Veronica cea miloasă. Admirăm curajul ei. Trece prin mulțime pentru a-ți ușura, Iisuse, suferințele, pentru a-ți șterge ochii și fața. Ea nu ține cont de ce spun oamenii. Doamne, știu că numai prin suferință voi putea reproduce în mine, în inima mea, chipul Tău. Te rog deci să-mi dai putere ca, prin muncă și suferință, să devin tot mai asemănător cu Tine, Dumnezeul meu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Tine, o Hristos, sub cruce cade, căci e atât de copleșit, de aceea mulțime de Stațiunea a șaptea. Iisus cade a doua oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Istovirea lui Iisus crește, drumul urcă, crucea la pasă tot mai greu, soldații îl împing, îl bat, îl grăbesc. Și el nu mai poate. Cade a doua oară. Doamne, și eu cad mult prea des în păcat. După fiecare cădere, ridicarea este tot mai anevoioasă. Dar, după pilda ta și cu ajutorul harului tău, vreau să mă scol cu hotărâre și fără întârziere. Printr-o spovadă bună, vreau să dobândesc puteri noi, ca să te pot urma. Ajută-mă, Doamne! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstigniți pe cruce. Stațiunea a opta. Iisus mângâie femeile care plâng. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm. Căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea.
Pe marginea drumului, femei din Ierusalim plâng, plâng de mila Lui. Iisus le vede, în toată suferința sa, ochiul său aleargă spre cel care suferă. Parcă Iisus uită de suferințele sale și mângâie aceste mame din Ierusalim. Mântuitorul meu, Tu ai trăit toată viața Ta pentru alții și chiar în suferințele cele mai grele găsești cuvinte de mângâiere pentru cei întristați. Dă-mi putere să pot renunța la dorințele mele deșarte și la egoismul meu și să găsesc cuvinte de mângâiere pentru toți cei care suferă în preajma mea. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstigniți pe cruce. Când pentru a treia oară cade, călăiul împing și ne bat, și noi ne asemănăm cu dânsii, atunci când face bună păcat. Stațiunea a noua, Iisus cade a treia oară sub povara crucii. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Mai este doar puțin până la calvar, dar puterile lui Iisus cedează, nu mai poate. Și totuși, pentru a treia oară, cu ultimele puteri, Iisus se ridică și urcă muntele Calvar. Mântuitorul meu, pe Tine nu Te-a putut întoarce nicio greutate de la drumul Tău. Privind la Tine, eu mă rușinez când mă gândesc de câte ori am uitat de propunerile mele bune. Prin meritele căderilor Tale, Te rog, dăruiește-mi în puterea trebuincioasă, ca să nu mă abat de la propunerile mele bune. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Stațiunea a zecea. Iisus este dezbrăcat de hainele sale. Ne închinăm ție, Hristoase, și Te binecuvântăm, căci prin sfânta Ta cruce ai răscumpărat lumea. Ajuns pe vârful calvarului, călăii smulg fără milă hainele lipite de rănile Mântuitorului, lăsându-L fără îmbrăcăminte în fața mulțimii. El, Creatorul la toate, parcă nu mai are nici dreptul la o haină, este expus în fața mulțimii. Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai voit, prin rușinea despuierii Tale în fața mulțimii, să aduci în destulare pentru lipsa mea de bună cuvință, în vorbe, în purtare și în îmbrăcăminte. Îți promit, Iisuse, că îmi voi înfrâna gândurile, privirile și vorbele și voi cinsti trupul meu și al altora ca pe un templu al lui Dumnezeu. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.
Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, Hristos e răstignit pe cruce și curge sângele curat. El suferă ca să ne spele de răutate și păcat. Stațiunea a 11-a. Iisus este răstignit pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iisus își lasă mâinile și picioarele în voia călăilor care le pironesc pe cruce. Acele mâini care mereu au mângâiat, au binecuvântat și au vindecat, acum nu mai pot mișca. Iisus atârnă pe cruce, dar nimeni nu-L poate împiedica să iubească. Doamne Iisuse Hristoase, prin pironirea mâinilor și picioarelor Tale, ai voit să ne dai un exemplu de ascultare desăvârșită. Tu ai fost ascultător până la moarte, ba, până la moartea pe cruce. După exemplul ascultării Tale, vreau să urmez poruncile Tale sfinte, chiar dacă va trebui să răstignesc dorințele mele păcătoase. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 12-a, Iisus moare pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ajuns la capătul suferințelor, după grea agonie, Iisus, singur, părăsit de ceilalți prieteni, de apostoli, aplecându-și capul, își dă sufletul. Iisuse, Mântuitorul meu, Tu ai împlinit tot ce a încredințat Părintele Ceresc în chipul cel mai desăvârșit. După exemplul Tău, vreau să trăiesc cu totul după chemarea mea și să-mi îndeplinesc datoriile, chiar și cele neplăcute, în chipul cel mai desăvârșit, din iubire față de Tine. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce. Cât trupul i-a dat jos de pe cruce și în brațele Mariei pus, cine ar putea simți buhnirea cu care plânge pe Stațiunea a 13-a. Iisus este luat jos de pe cruce. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Iosif din Arimateea, împreună cu câțiva ucenici, coboară trupul lui Iisus de pe cruce și îl pun în brațele Maicii Sale îndurerate.
Cine ar putea măsura suferințele tale, o Marie, Maică îndurerată? Ele sunt fără număr, ca și răutatea oamenilor care l-au răstignit pe Fiul tău iubit. Pentru durerea pe care ai simțit-o la vederea trupului neînsuflețit, a lui Iisus, Fiul tău, te rog, primește-mă și pe mine ca pe un copil al tău și învretnicește-mă în ceasul morții de prezența ta. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Doamne Iisuse Hristoase, răstignit pe cruce, stațiunea a 14-a, Iisus este înmormântat. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Ucenicii și femeile care l-au urmat pe Iisus până pe calvar, așează trupul său într-un mormânt nou, săpat în stâncă. Dar și acest mormânt este unul de împrumut. Dumnezeu, care a creat pământul, nu are un mormânt al său. În liniștea mormântului, trupul lui Iisus așteaptă 3 zile clipa învierii sale. Doamne Iisuse Hristoase, Tu aștepți în liniște și tăcere pe altarele noastre în tabernacol să te viziteze toți cei osteniți și împovărați. În nevoile și suferințele mele voi căuta și o mângâiere și alinare în fața Sfântului Altar. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstigniți pe cruce. O Doamne, noi am fost pricina, că așa de mult ai suferit, dar Tu în marea îndurare ne iartă tot ce Stațiunea a 15-a, Iisus învie glorios din morți. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin sfânta ta cruce ai răscumpărat lumea. Chiar dacă Dumnezeu trece prin pragul morții, El nu poate să rămână în moarte, pentru că este un Dumnezeu al celor vii. Iisus cel îngropat părăsește glorios mormântul. El ne arată clar că nu moartea este ultimul cuvânt, ci învierea. El părăsește mormântul pentru a ne arăta cerul. O Iisuse, noi suntem încă pe pământ și ne temem de moarte. Dă-ne permanent credința și speranța în înviere. Dă-ne totdeauna credința că prin tine și prin suferințele tale și prin credința noastră noi vom ajunge la înviere. Și te rugăm să-i conduci pe răposații noștri la aceeași înviere. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Doamne Iisuse Hristoase, răstigniți pe cruce.
Rugăciunea Sfântului Augustin. Dumnezeule, care pentru mântuirea lumii ai voie să te naști, să fii tăiat împrejur, lepădat de iudei, vândut cu o sărutare de Iuda trădătorul, să fii legat cu funii și dus la moarte ca un miel nevinovat, să fii înjosit înaintea lui Ana, Caiafa, Pilat și Irod, învinovățit pe nedrept, biciuit, batjocorât, scuipat, încoronat cu spini, pălmuit și bătut cu vergi, acoperindu-ți fața, să fii despuiat de hainele tale, pironit și înălțat pe cruce, să stai între doi tâlhari, adăpat cu fiere și oțet și străpuns cu sulița. Te rog, Doamne, prin aceste preasfinte dureri ale tale, pe care eu, nevrednicul, le-am meditat acum cu evlavie, precum și prin crucea și moartea ta sfântă, eliberează-mă de chinurile iadului și binevoiește a mă duce acolo unde l-ai adus pe tâlharul cel bun, convertit, răstignit lângă tine, tu care fiind Dumnezeu, viețuiești și domnești împreună cu Dumnezeu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Să ne rugăm pe intenția Sfântului Părinte Papa, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Iartă-ne, Doamne, iartă-le pe poporul Tău și în veci nu te supăra pe noi. Iartă-ne, Doamne, iartă-le pe Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
căci drumul e greu. Călăi cu ură și foc năpustesc, acum îl lovesc, îl trag fără milă cu frână ghia mar, îl duc la calvar, îl trag fără milă cu frână ghia mar, îl duc la Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi toți. În numele lui Iisus să se plece tot genunchiul al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de desubt, căci Domnul s-a făcut ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. De aceea, Iisus Hristos este Domn spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Ne continuăm prezența noastră în preajma lui Iisus. Suntem în ultimele ceasuri ale postului mare. Și cred că este chiar ultimul moment în care ne mai întrebăm ce am făcut în acest post, cât am înaintat, cât am progresat, cât ne-am convertit, cu cât am devenit mai buni. Și începutul acestei ultime liturghii din postul mare vrea să ne aducă aceeași întrebare. M-am convertit? Răspundem fiecare în inima noastră și încă nu-i târziu să facem încă mai departe pași spre Iisus. Liturghia ne ajută din plin în acest sens. Tocmai de aceea cerem iertare lui Dumnezeu pentru necorespunderile noastre, pentru lipsa de entuziasm, pentru lipsa de atenție și mai ales pentru lipsa de convertire suficientă. În seara aceasta celebrăm Sfânta Liturghie cu Requiem pentru răposații Gabriela, Maria, Stanislav, Ana, Ludovic, Ioan, Petru, Emil, Cecilia și Georgeta. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și, iertându-ne păcatele, să ne ducă la viața cea veșnică. Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Hristoase, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Doamne, miluiește-ne! Să ne rugăm! Dumnezeule, care ai voit ca Fiul Tău să îndure pentru noi moartea pe cruce, spre a ne elibera de puterea vrăjmașului, te rugăm, dă-ne nouă, slujitorii Tăi, bucuria să dobândim harul învierii, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care
care fiind Dumnezeu împreună cu tine și cu Duhul Sfânt, viețuiește și domnește în toți vecii vecilor. Lectura 1. Citire din cartea profetului Isaia. Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă de discipol ca să știu să vin în ajutor cu un cuvânt celui frânt. El mă trezește dimineața, de dimineață îmi deșteaptă urechea ca să ascult asemenea discipolilor. Domnul Dumnezeu mi-a deschis urechea și eu nu m-am împotrivit, nu m-am dat înapoi. Spatele l-am dat celor care mă loveau, obrajii celor care îmi smulgeau barba. Nu mi-am ascuns fața de la cei care mă insultau și mă scuipau. Domnul Dumnezeu mi-a venit în ajutor, de aceea nu am fost umilit. De aceea mi-am făcut fața ca de cremene și știu că nu voi fi făcut de rușine. Cel care mă îndreptățește este aproape. Cine se va ridica împotriva mea? Să ne prezentăm împreună. Cine este judecătorul meu să se apropie de mine? Iată, Domnul Dumnezeu îmi vine în ajutor. Cine este cel care mă declară vinovat? Cuvântul Domnului. Răspundem Dumnezeule în timpul bunăvoinței tale. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Pentru tine îndur bat șocoră și umilire și mi-acoperă fața. Am ajuns un străin pentru frații mei, un necunoscut pentru fiii mamei mele. Căci râvna casei tale mă mistuie, insultele celor care te insultă au căzut asupra mea. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Aștept compătimire, dar în zadar. Aștept mângâietor și nu găsesc niciunul. Ei mi-au pus venin în mâncare și când îmi era sete, mi-au dat să beau oțet. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și-L voi preamări aducându-i mulțumire. Să vadă cei umili și să se bucure, căutați-L pe Dumnezeu. Și inimile voastre se vor bucura de viață, căci Domnul îi ascultă pe săraci și nu îi uită pe prizonierii săi care sunt în închisoare. Răspunde-mi, Dumnezeule, în timpul bunăvoinței tale. Laudă ție, Hristoase, Rege de mării veșnice, laudă ție, Hristoase, Rege de mării veșnice. Bucură-te, Regele nostru, Tu singur Te-ai îndurat de noi în rătăcirile noastre. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Laudă ție, Hristoase, Regele mării veșnice. Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei.
În acel timp, unul dintre cei 12, care se numește Iuda Iscariotianul, s-a dus la arhierei și le-a zis: ce-mi dați ca să-l dau pe mâna voastră? Ei i-au fixat 30 de arginți și de atunci căuta momentul potrivit ca să-l dea pe mâna lor. În prima zi a azimelor s-au apropiat de Iisus discipolii zicând: unde vrei să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a spus: mergeți în cetate la cutare și spuneți: Învățătorul zice, timpul meu este aproape, la tine voi face Paștele cu discipolii mei. Discipolii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. La lăsatul serii, stătea la masă împreună cu cei 12 și, în timp ce mâncau, a zis: adevăr vă spun, unul dintre voi mă va trăda. Întristați peste măsură, ei au început să-i spună unul după altul: nu cumva sunt eu, Doamne? El răspunzând a zis: cel care a întins mâna cu mine în blid, acesta mă va trăda. Căci Fiul omului merge după cum a fost scris despre el, dar vai omului acela prin care Fiul omului este trădat. Bine ar fi fost pentru omul acela dacă nu s-ar fi născut. Atunci Iuda, cel care avea să-l trădeze, luând cuvântul, l-a întrebat: nu cumva sunt eu, Rabi? El i-a răspuns: tu ai zis. Cuvântul Domnului. În seara aceasta îmi revine mie misiunea de a încheia postul mare, mai bine zis, predicile quadragesimale pe care le-am urmărit în acest post. Părintele Alois Specher deja se află în Cipru și chiar aș vrea să spun și pentru dumneavoastră, dacă știți persoane care se află în Cipru, spune să caute, că sunt liturghii în toate cele trei mari orașe, Larnaca, Limassol și Nicosia. Și mă bucur că în seara aceasta pot vorbi despre Sfânta Liturghie și Euharistie, pentru că chiar ne aflăm în ajunul zilei liturghiei. Joia Mare de mâine este ziua de naștere a Euharistiei, ziua de naștere a liturghiei. Atunci s-a celebrat prima liturghie în istoria omenirii. Sigur că eu am un pic de tristețe, pentru că locul acela unde s-a celebrat prima liturghie în istorie, adică în Cenacol, care este o clădire nu foarte mare, la etajul unei construcții, o încăpere la etaj, astăzi, din păcate, nu se poate celebra nicio liturghie. Ultima liturghie care s-a celebrat a fost cu ocazia vizitei Papei Benedict în Țara Sfântă. Este un teritoriu, este o clădire care aparține evreilor și nimeni nu poate să celebreze acolo Sfânta Liturghie, doar atât că se poate intra, trăiește emoția cenacului adevărat, faci o rugăciune, poate și un cântec, dar mai încet, și pleci mai departe. Până în anul 1996 mai exista la ușa cenacolului un călugăr stătea pe un scăunel acolo și voia să fie parcă un fel de gardian lângă acest loc atât de sfânt. Dar într-o zi acel călugăr a fost găsit mort acolo lângă scăunelul lui și de atunci nu mai este niciun călugăr acolo, stă un polițist la intrare. V-am spus toate acestea pentru că este o realitate care mă întristează și pe mine și pe toți creștinii, cred. De acasă bănesc, vă gândiți, cine știe ce cenacol, vai, totul e aur, frumos, locul liturghiei, nu? Ei, nu-i chiar așa, din păcate. Și totuși, măreția, sfințenia, unicitatea, importanța liturghiei, de acolo pornesc. Sigur că la liturghie noi ne-am obișnuit cu niște texte, nu? Le-am îmbrăcat frumos, avem și lecturi, avem și, cum spunea Părintele, totul, de fapt, concentrat. Dar în esență, liturghia este de fapt
cuvintele pe care le-a spus Iisus Hristos la cină. Adevărul este că la cina pascală se țineau și acele ritualuri ale Paștelui, nu? Cu cântări de psalmi. Acum, în paranteză fie spus, am fost odată la o celebrare de aceasta a Paștelui evreiesc și, sigur, nu e nimic foarte, foarte deosebit, ci doar ritualul din acestea, cum ar fi cântarea psalmilor, și este un ritual frumos în care un copil, sau copilul cel mai mic, trebuie să caute prin casă unde s-a ascuns bucățica de drojdie. Drojdie, adică trebuie ascunsă totalmente în aceste 7 zile, n-are voie să existe niciun dram de drojdie, ci doar pâine fără drojdie. Și copilul trebuie să caute unde s-a ascuns. Iar în al doilea rând, același copil pune acele întrebări pe care le-au pus și apostolii la prima liturghie, nu? De fapt, liturghia în sine a fost cina pascală, dar cina de Paște a evreilor. Și acolo era un ritual foarte frumos, și o să vedeți de ce spun lucrul acesta, în care un băițaș, băiatul cel mai mic care vorbea, lua de pe masă o bucată de azimă, pâine nedospită, și întreba: tată, ce-i asta? De ce-i pâine nenormală într-un fel? Ce-i pâine asta? Și copilul răspundea, tatăl răspundea: știi, fiul meu, această pâine nedospită ne aduce aminte de vremurile în care Dumnezeu ne-a scos din țara Egiptului și ne-a ținut în pustiu 40 de ani și a mâncat pâine amară, în fine. E o întreagă formulă. Se pare că, la prima liturghie, această întrebare a pus-o Ioan, apostolul. Era cel mai tânăr, nu? Și a întrebat: Doamne, ce e asta? La care Iisus ar fi trebuit să ia toată istoria. Ori nu, uitați-vă schimbarea rapidă și ați înțeles liturghia din prima, dacă vreți. Iisus nu mai spune: ne amintești de Egipt. Nu, scurt. Acesta, pâinea din mâna ta, azima, este trupul meu. Acesta este trupul meu. Așa am ajuns mai la formula liturghiei pe care toată lumea ați auzit-o și o știți pe de rost. Acesta este trupul meu, pâinea, da? Ioan se pare că a continuat cu acest ritual și a luat paharul cu vin. Doamne, ce este acesta? Din nou Iisus n-a mai spus: ne aduce aminte de timpul în care am intrat în țara, în țara promisă și aici Dumnezeu ne-a oferit toate. Formula lungă. La care Iisus din nou schimbă, nu mai spune așa, doar atât: acesta este sângele meu. Și așa a luat naștere prima liturghie. Din acel moment și până astăzi, iată, sunt aproape 2000 de ani, aceste cuvinte miraculoase, aceste cuvinte dumnezeiești, aceste cuvinte ni-l aduc pe Dumnezeu pe fața Pământului. Aceste cuvinte, și asta iarăși fac o paranteză, mă bucur că chiar dacă liturghia în Biserica Ortodoxă, Bizantină, Malabareză din India, Biserica Coptă din Africa, orice biserică ar fi, chiar dacă și-a modificat forma liturghiei, are altă rânduială, alte cuvinte, alte formule, alte lecturi și așa mai departe, a păstrat intacte cuvintele consacrării. Este un miracol, vă spun. În sensul acesta ne bucurăm că aceste cuvinte din cenacol, din Joia Mare, prima liturghie, rămân valabile pe toată fața Pământului. Nimeni n-a îndrăznit să le schimbe din liturghie. Nu poate, nu? Dar bine că nu le-a schimbat. Nimeni n-a îndrăznit să schimbe cuvintele lui Iisus Hristos. De aceea, dacă vă întreabă cineva, este valabilă liturghia în toate bisericile? Cele care au euharistia, eu răspund da. În bisericile protestante, nu, pentru că n-au sacramente, dar în bisericile tradiționale, da, liturghia este valabilă. Nu vreau să fiu după tea lui, sau dacă mai scurt. Fapt este că, voiam să spun în seara aceasta la final, că liturghia, eu cred că este cel mai sacru act de pe fața Pământului. Nu știu altele, dacă știți dumneavoastră, eu nu știu niciunul. Sunt multe lucruri sfinte, locuri, oameni, fapte, timpuri, multe lucruri sfinte. Dar mai sfânt ca liturghia nu poate fi nimic, pentru că aici este Dumnezeu prezent, vizibil. Vedeți dumneavoastră, noi avem un defect. Noi nu putem gândi spiritual, oare cum e Dumnezeu în cer, oare cum arată îngerașii, oare cum arată sfinții. Nu știm, așa e mintea noastră, nu putem gândi spiritualul. Aveam nevoie
de o prezență a lui Dumnezeu vizibilă. Să pun eu mâna pe ea, să o am în mâna mea și mă bucur că sunt preot, poate cel mai mult pentru asta, că am în mâna mea Euharistia. Pot să fac liturghie. Bun, merg mai departe. Deci, avem vizibil pe Dumnezeu prin liturghie. Prin altceva n-avem. Crucea e frumoasă, poate să fie și de aur, e importantă, o cinstim, dar nu-i prezența lui Dumnezeu, este imagine. Avem, ce să mai spun, alte nu, icoane, avem, nu știu, multe lucruri sfinte, dar dumnezeiesc sau Dumnezeu prezent ca în liturghie nu-i nicăieri. 2. Liturghia este esențială în viața omului. Chiar dumneavoastră v-ați întrebat vreodată, acum sunteți cine e în biserică, eu cred că e legat de credință, trăiește credință, bine, cred eu, de ce sunteți în biserică? Ia întrebați-vă, ați putea trăi fără liturghie? După ce ați cunoscut-o, desigur. Un om care n-a cunoscut-o, poate să trăiască fără, cred că da, asta e mintea lui. Dar dumneavoastră care cunoașteți liturghia, o știți, vă hrăniți din ea, vă sfințiți prin ea, vă comunicați prin ea cu Dumnezeu, ați putea trăi fără liturghie? Cât timp? Aici răspunde fiecare cum crede în conștiința lui. De ce eu zic că liturghia este cu adevărat aceea care ne unește cu Dumnezeu. În al treilea rând, liturghia este comunitară. O noutate pe care a adus-o Conciliul al doilea din Vatican, mulți tineri nu o să înțeleagă ce spun eu acum, n-au văzut, dar cei mai bătrâni au văzut. Până prin anul 1970 nu exista concelebrarea. La noi, la Butea, de exemplu, mi-amintesc că un părinte celebra la altar și încă doi, unul într-o parte și în alta, făcea unul singur, dar în același timp, începea mai târziu, dar făcea în același timp liturghie. Fiecare la câte un altar. Câți preoți erau, atâtea altare trebuiau să aibă. Și era oarecum un fel de suprapunere, dar Conciliul al doilea din Vatican, vis-a-vis de liturghie, mă refer, sigur, a adus această înnoire. Toți preoții care sunt împreună, concelebrează toți împreună, adică creează un cenacol mare, creează unitatea între ei. De aceea zic, liturgia creează legături între oameni, creează comuniune. Se spune că era un om care nu prea era el de acord să meargă la biserică, se părea cam greu și a zis că n-are rost, ce de el n-are Dumnezeu acasă. Și a venit un părinte la el acasă și stând de vorbă despre una, despre alta, era în fața unui șemineu și părintele, încet, încet, cu un clește, a luat un cărbune din jarul mare din șemineu și l-a pus așa mai într-o parte, l-a tras mai lângă marginea șemineului. Omul a văzut, dar n-a zis nimica. După aceea vede, zice, dar de ce ai tras cărbunele acela aprins mai într-o parte? Am vrut să-ți arăt că atâta timp cât cărbunele nu este cu ceilalți împrejur, nu mai face jar, se stinge imediat. Și a fost singurul care s-a stins, dacă ai observat. Și omul acela a înțeles, aha, am înțeles, părinte, ai vrut să spui că și eu, dacă aș fi cu ceilalți, aș avea mai multă credință decât am eu singur acasă. De aceea spun și închei, într-adevăr, eu cred că marea comoară a vieții noastre de creștini, a bisericii, a pământului, a lumii, a istoriei întregi, este liturghia. Mi-amintesc o expresie și cu aceasta chiar închei. Erau creștinii din antichitate, dintr-un oraș din Africa și au spus așa: luați-ne ce vreți, dar nu ne luați liturghia. Noi nu putem trăi fără liturghie. Cam așa cred că ar trebui să spună orice creștin. Noi putem trăi fără prieteni, că l-avem pe Dumnezeu. Putem trăi cu hrană mai puțină. Putem trăi, știu, în străinătate, putem trăi fără multe lucruri, putem trăi chiar fără părinți. Unii ne-am pierdut părinții, dar putem trăi fără asta, dar eu cred că viața de credință nu poate exista, și mai spun o dată, nu poate exista fără Sfânta Liturghie. De aceea să-i mulțumim lui Dumnezeu azi și mai ales mâine în ziua liturghiei că ne-a oferit acest minunat, excepțional de mare dar. Lăudați să fie Iisus Hristos! Fraților preiubiți, acum, în timpul postului mare, ascultând chemarea lui Iisus,
și urmând îndemnul Sfintei Biserici, să cerem de la Dumnezeu Atotputernicul harurile trebuincioase pentru a începe și a continua cu sârguință lucrarea de reînnoire a vieții noastre. Doamne, Părinte Ceresc, care cercetezi adâncul sufletelor noastre, ajută pe toți oamenii să înțeleagă răutatea păcatului și să se întoarcă la tine din toată inima. Luminează inimile noastre ca să vedem și să cinstim în toți oamenii chipul lui Dumnezeu. Întărește în sufletele noastre spiritul de pocăință și de rugăciune. Dăruiește tuturor creștinilor harul de a asculta și a împlini cu credință cuvântul Tău mântuitor. Ajută pe credincioșii parohiei noastre să urmeze chemarea Ta la o viață de rugăciune, de convertire și de fapte bune. Dăruiește-le lumina și odihna veșnică tuturor credincioșilor noștri răposați. Doamne Iisuse Hristoase, care prin suferințele și moartea Ta ne-ai adus mântuirea, ajută-ne să folosim timpul sfânt al postului mare spre a îndepărta din inimile noastre toată amăgirea și răutatea păcatului și astfel să ne putem bucura de viața nouă adusă de Tine și să Te lăudăm împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să-i fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Spre lauda și mărirea Lui Său, spre folosul nostru și al întregii. Primește, Doamne, jertfa pe care ți-o oferim și dă-ne harul ca pătimirea Fiului Tău, pe care o celebrăm în chip tainic, să aducă roade în viața noastră, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Sus inimile! Să-i mulțumim Domnului, Dumnezeului nostru. Cu adevărat vrednic și drept, de cuviință și mântuitor lucru este, să-ți aduce mulțumiri pururea și în tot locul, ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, Veșnic Dumnezeu. Tu, spre mântuirea fiilor Tăi, ai orânduit un timp deosebit în care să-și redobândească curăția inimii și, înlăturând din suflet pornirile dezordonate, în așa fel să se ocupe de cele trecătoare, încât să revnească pururi bunurile vieții veșnice. De aceea, împreună cu toți sfinții și îngerii, Te lăudăm zicând fără încetare. E Domnul Sabaot, e Domnul Sabaot, pământul cerul este plin, e plin de părerea Lui.
osana întru cei de sus, osana întru cei de sus. Cu adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul la toată sfințenia. Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roua Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți. Acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți. Acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele Lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu episcopul nostru Petru, cu episcopul auxiliar Aurel și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne învretnicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tată totputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toate cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Și acum toți împreună ne rugăm așa cum ne-a învățat Iisus. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca, ajutați de milostivirea Ta, să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care le-ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă. Nu privi la păcatele noastre și a credința bisericii Tale și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuie și domnește în vecii vecilor. Amen. Pacea Domnului să fie pururea cu voi și cu Duhul Tău. Să ne oferim un semn de pace. Thank you.
miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Mielul lui Dumnezeu, care e asupra ta mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-L deci cu sârguință și fericit vei fi fața acestei lumi și bogății înșelătoare peste măsură să-mi aduni. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-L deci cu sârguință și fericit vei fi mereu. Gândește-te că moartea vine în ceasul în care nici nu crezi, că viața este trecătoare, nu poți pe mâine să contezi. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-L deci cu sârguință și fericit
vei fi mereu. Căci moartea toate le răpește și viața ta o va curma, îți va rămâne fapta bună sau vina te va acuza. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-le deci cu sârguință și fericit vei fi mereu. De ai știută de-a lungul vieții pe Domnul sincer să-L iubești, tu vei primi în cer răsplată cum nici nu poți să-mi trezărești. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-le veci cu sârguință și fericit vei fi mereu. Dar dacă în viață ai fost nemernic și multe rele ai săvârșit, cum poți să crezi că într-o clipă vei repara tot ce ai greșit? Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-le deci cu sârguință și fericit vei fi mereu. Cerescul Tată-i bun și iartă pe omul care a căzut, de vrea sincer să se întoarcă, să-n îndrepte răul ce-a făcut. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-le deci cu sârguință și fericit vei fi mereu. Și liniștit când moartea vine, tu îi vei spune bun venit, căci ea ți-aduce mântuirea spre care tu te-ai pregătit. Deșertăciune este viața, de nu-L iubești pe Dumnezeu. Slujește-le deci cu sârguință și fericit vei fi mereu. Să ne rugăm. Dumnezeule atotputernic, te rugăm, întărește în inimile noastre credința că moartea pe care Fiul Tău a îndurat-o pe pământ și pentru care dau mărturie aceste taine vrednice de închinare, ne-a dobândit viața veșnică prin Hristos Domnul nostru. Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, să ne rugăm. Te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut, prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Îngerul lui Dumnezeu, această seară este ultima seară în care am celebrat liturghia cu culoarea violet. Deja de mâine intrăm în Triduum Pascal și părăsim postul. Vor fi zile speciale. De aceea eu voiam să mulțumesc tuturor acelor care pe parcursul acestui post 2014 au fost alături de noi, au venit la biserică miercurea și vinerea pentru a se hrăni sufletește, au făcut un efort mare, bănuiesc că se pot face atâtea lucruri și totuși ați fost, dumneavoastră mă refer, sigur ați fost aici în biserică. Vă mulțumesc și sper ca toate rugăciunile pe care le-am făcut împreună și tot ce am, toată apropierea noastră de Hristos să ne fie cu adevărat spre binele nostru și al bisericii. În al doilea rând, aș vrea să anunț toți bărbații din biserică care au peste 65 de ani, deci repet că poate unii n-aud bine după vârsta asta, toți care au peste 65 de ani să mă aștepte puțin la birou, vreau să comunic ceva. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Să vă binecuvânteze Atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh! Liturghia s-a sfârșit, să mergem în pace! Fraților încrezători în promisiunile lui Iisus Hristos, ne rugăm pentru răposații Gabriela, Maria, Stanislav, Ana, Ludovic, Ioan, Petru, Emil, Cecilia și Georgeta, pe care îi pomenim în rugăciunile noastre, pentru ca Dumnezeu să-i primească în rândul sfinților și aleșilor săi din cer. Măreț viruitor al morții, Iisuse falnic împărat, Tu Tatălui ceresc mărirea, iar nouă viața ne-ai redat. Tu ai luat a noastră fire, ba chiar și morții te-ai supus, și ai învins prin ea dușmanul pe cele ce moarte ne-a adus. Iisuse Dumnezeu puternic, prin marele mister pascal, îi reînvii pe aceia care pierdeareși harul baptismal. Mereu cu candela aprinsă vom sta în așteptarea ta, și atunci când vei veni la nuntă, voioși te vom întâmpina. Primește-ne în a ta lumină, prea dreptule judecător, cu tine să-L vedem pe Tatăl, ca și pe Duhul Sfințitor. Pe slujitorii Tăi, Iisuse, care din lume au plecat, condu-i pe
veșnica lumină, să te slăvească neîncetat. Strig către tine, Doamne, dintr-o adâncuri strig către tine, Doamne, Doamne, ascultă glasul meu. Pleacă-ți, Doamne, urechea ta la glasul rugăciunii mele. Dacă te-ai uitat la fără de legi, Doamne, Doamne, cine ar mai putea să stea în fața ta? La tine însă este iertare, cine temem de tine? Eu nădăjduiesc în Domnul, sufletul meu se încrede în cuvântul său. Mai mult decât așteaptă strejerii ivirea sorilor, să nădăjduiască Israel în Domnul. Căci la Domnul este îndurare și belșug de mântuire, și El va mântui pe Israel de toate fără de decine. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Strică către tine, Doamne. Doamne, miluiește-i. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Dă-și de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Dumnezeule, Părinte Atotputernic, Tu ne dai tărie prin misterul crucii și încredere prin învierea Fiului Tău. Te rugăm ca prin acest mister să-i dezlegi pe frații noștri, Gabriela, Maria, Stanislav, Ana, Ludovic, Ioan, Petru, Emil, Cecilia și Georgeta, de orice legătură a morții și să-i primești în ceata aleșilor Tăi, prin Hristos, Domnul nostru. Odihna cea veșnică, dă-le lor, Doamne! Și lumina cea fără de sfârșit să le strălucească, să se odihnească în pace. Amin. Pe drumul grea,